Bună dimineața, stimați colegi, și vă mulțumesc că ați avut invitații de ocazia de a participa la ședința extraordinară de astăzi. O să avem două proiecte pentru a deschide și din politicitare la Oterul și Județean. Primul proiect, și după cum mă de zi cu această ocazie și votul la voastră, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului produs general al județului Vodice pe anul 2021. Punctul 2. Rectificarea la votarea Sfințean numărul 62 din 23 a 4 a 2021 privind aprobarea bugetului Vodice general al județului Vodice pe anul 2021. Supun votul în ordinea de zi și o să întreb dacă este cineva în potrivit. Nu, vă mulțumesc. De asemenea, vă propun suplimentarea unui zi cu un proiect, proiect de hotărâre cu atribuirea directă ca măsură de urgență a unui contract de delegare a cistului serviciului de transport public județean de persoane prin curse reclamate și a licenței de traseu pentru un traseu și program de transport public județean de persoane prin curse reclamate în județul Vodici, valabil până la data de 31 aprilie 2021. Dacă este cineva împotriv? Nu, mulțumesc. De asemenea, înainte de aducea organizit, vă supun votului procesul verbal de la ședință din 25 august. Dacă este cineva împotrivă? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind rectificarea politicii Clubului General Județului Vodici pe anul 2021. Comisia de buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Învățământ. Favorabil. Sănătate. Favorabil. Mulțumesc. Pentru. O să mai dau citire articolului și o să înțeleg dacă la articolul 1 este cineva împotrivă. Mulțumesc. Articolul 2, dacă este cineva împotrivă. Mulțumesc. Articolul 3. Articolul 4. Articolul 5. Articolul 6. Și ultimul articol 7, dacă este cineva împotrivă. Nu este, să pun votul votarea la voastră. Cine este împotriva acestui proiect de hotărâre? Nu este nimeni adoptat. Vă mulțumesc. Rectificarea, vorbesc că fiecare consiliu de țară are la mapă și atunci o să fie constatată în procesul verbal cu mențiunile făcute de către colegii mei. Și ultimul proiect, hotărâre privind plasarea directă la măsuri de urgență a unui contract de delegare a cistului serviciului transport public județean de persoane cu curte reglate și a licenței de traseu pentru un traseu de program de transport public județean de persoane prin curse reglate în județul Vodici valabil până la 31 decembrie 2021. Comisia juridică, avizul vă rog. Aviz favorabil. Comisia pentru servicii publice. Favorabil. Vă mulțumesc. Articolul 1, dacă este cineva împotrivă. Mulțumesc. Articolul 2, dacă este cineva împotrivă. Articolul 3. Articolul 4. Supun votul în hotărâre. Dacă este cineva împotrivă, ar fi prins de hotărâre. Nu este nimeni adoptat. Vă mulțumesc. Vă propun ca ședința ordinară să aibă loc pe data de 29. O să vedem și evoluția, pentru că, din păcate, avem și câțiva colegi astăzi depistați pozitiv în cadrul Consiliului Județean, sper să nu se întindă, dar o să discutăm de joi, o să o convocăm normal, fizic, în situația în care lucrurile se înrăutățesc, atunci o să revenim. Vă mulțumesc, pozitiv, bună!
Vreau să știu dacă m-a conectat și pe mine, adică prezența. Da. Vă salut, numai bine. Și vă doresc vremuri bune. Prin prima ședință, eu am fost conectat. Dar eu am fost conectat, Pavel. Nu știu dacă cine se ocupă. Thank you.